Perioada precompetițională de acumulări este una dură pentru sportivi, iar rugbiștii de la SCM Timișoara o simt din plin pe pielea lor. Între antrenamentele grele în sala de forță și cele tehnico-tactice de pe teren, vicecampionii României au avut parte și de un antrenament inedit la înălțime. O zi întreagă de team building activ, rugbiștii au făcut o drumeție munții Semenic, urcând pe poteci alunecoase până la 1400 de metri înălțime. Punctul lor de plecare a fost lacul Valiuga, aflat la o altitudine de peste 600 de metri. În ciuda temperaturii cu multe grade sub zero, cei mai curajoși dintre sportivi s-au încumetat să facă o baie în apele aproape înghețate ale lacului. Dublu campion în Franța, acolo unde a evoluat timp de 12 ani și pilier de bază la Naționala Stejarilor, Mihai Lazar este acum jucător la SCM Timișoara și îl ajută și din perspectivă tehnică pe principalul Valentin Calafeteanu. Săptămâna trecută am mers într-o drumeție în Munții Semenicului. Urcarea a fost destul de anevoioasă, condițiile meteo dificile, dar oamenii de sus ne-au primit cu căldură, am luat masa împreună, iar la întoarcere câțiva dintre noi am făcut o recuperare. Am ieșit în pădure făcând drumeții alături de colegi, ne-am atins punctele maxime ale capacităților noastre fizice, dar în același timp și mentale, având în vedere condițiile meteo de afară. Ba mai mult, la terminarea acestor drumeții, am făcut băi în apă rece la minus 2-3 grade, fapt care ne ajută atât să ne întărim psihicul, pentru că este foarte important modul în care gândim și cum abordăm lucrurile din punct de vedere mental, dar și fizicul. Recent, clubul a oficializat și două mutări. E vorba de Feofaki Holoia, jucător originar din Tonga, în vârstă de 30 de ani și care a aparținut de Baia Mare, și tânărul Corrado Romeo Ștețco, jucător crescut la Calvisano Rugby în Italia.